În noaptea următoare, Domnul i s-a arătat lui Pavel și i-a zis: Îndrăznește, Pavele! Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 11. A fost o mare mângâiere pentru apostolul Pavel faptul că i s-a arătat Domnul, că el știa unde se găsește slujitorul său și îi cunoștea starea. Odată cineva l-a vizitat pe John Bunyan în închisoare și i-a zis: Prietene, Domnul m-a trimis la tine și să știi că te-am căutat în jumătate din închisorile Angliei. Nu cred că Domnul te-a trimis, a răspuns Bunyan sec, spre surprinderea vizitatorului. Așa ceva este cu neputință, a continuat el. Dacă într-adevăr Domnul te-ar fi trimis la mine, m-ai fi găsit imediat, pentru că el știe că de ani de zile eu mă găsesc în închisoarea aceasta. Domnul n-a pierdut nici una din pietrele lui scumpe, nici n-a uitat-o. Doamne, Tu mă vezi! Acesta este un cuvânt de mare mângâiere pentru omul la cărui bucurie este Domnul. Slujitorii lui sunt închiși în felurite închisori de necazuri. Poate că tu, cel care asculți, zaci în închisoarea durerii, legat de mâini sau de picioare, printr-o nenorocire sau o boală, sau te găsești în celula strâmtă a sărăciei, sau în odaia întunecoasă a părăsirii de cei dragi, sau în temnița apăsării sufletești. Domnul însă știe în ce închisoare se află slujitorul său și nu îl dă uitării, lăsându-l să zacă la fel ca un mort de care nu-ți mai aduce aminte. Domnul a pătruns în temnița în care era închis Pavel, neîmpedicat de porțile și zăvoarele ei. Pentru a intra acolo, el nu avea nevoie de permisiunea mai mare lui închisorii, nici să fie date la o parte zăvoarele celulei. El a intrat în închisoare fără dificultăți și se afla acum acolo ca tovarăș al smeritului său slujitor. Domnul îi poate vizita pe ai săi chiar dacă nimănui nu îi se dă voie să-i vadă, fie din pricina unor boli molipsitoare, fie din pricină că bolnavul se află într-o stare de neliniște. Dacă ar fi să ajungem într-o astfel de stare când niciun prieten să nu se mai gândească la noi, cred că nimeni dintre noi încă nu a fost încercat în felul acesta, trebuie să nu uităm că Domnul Iisus înțelege durerea noastră deosebită. El poate să ne vină în ajutor, fiindcă a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Mai mult decât atât, Domnul Iisus cunoaște împrejurările în care ne aflăm mai bine decât le cunoaștem noi înșine și El ne scapă de primejdii necunoscute nouă. Pavel nu știa în ce primejdie se găsea. El nu știa că 40 de iudei se legaseră cu jurământ să-l omoare. Dar acela care era scutul lui și răsplata sa cea foarte mare a auzit jurământul și a rânduit astfel lucrurile încât toți acești oameni însetați de sânge să fie dezamăgiți. Dragul meu, să știi că Domnul cunoaște mai dinainte necazul care va veni peste tine și El îl preîntâmpină prin iubitoarea sa purtare de grijă. Mai înainte de a-și fi încordat Satana arcul, păzitorul oamenilor îi pune pe ai săi la adăpost. Mai înainte ca vrăjmașul să fabrice o nouă armă contra noastră, Domnul ne îmbracă cu o platoșă de nepătruns, de care se tocește sabia și se rupe sulița. De aceea, plin de o sfântă îndrăzneală, vom cânta că El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Psalmul 27, versetul 5.